și încerc să mă duc să mă conectez la experiențele altora. Nu pentru că mi-ar povesti de lucruri pe care nu le știu, ci pentru că poate câteodată aflu de câte o chestie sau un eveniment sau o întâmplare prin care și eu am trecut, dar și dintr-o altă perspectivă. Nu pentru că aș învăța cum să rezolv o anumită problemă, ci poate pentru că primesc un kind reminder și merg mai departe cu această notiță mentală. Bă, stai un pic, nu uita că ți se mai poate întâmpla încă o dată dacă nu ești atent la XYZ. Și ca și antreprenor, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care îl poți face, și cred că de-aia și eșuează multe afaceri care sunt la început de drum, este pentru că oamenii au impresia că dacă sunt făcut antreprenori, gata, e libertate. Trăiesc ca într-un glob așa, nu? Da, și nu se mai poate întâmpla nimic. Da, e ok, gata, mi-am luat, e ca și cum am pus avariile, știi, la mașină când am parcat pe interzis. Nu e chiar așa.